Salut, dragi prieteni, sunt Andrada Miron, bine ați venit la cabană! Am emoții foarte mari. S-ar putea să ne încurce patul. Aoleo, nu e bine. Nu e bine deloc. Am crezut că deschide mama. Lăcrămiorile miros a detergent, nu invers. Ce bine miroase. A înghețat azi noapte. Zici că ori îngheța săgișurile? Da, roșiile, cartofi, tot o îngheța. Îmi amintesc clădirea asta, că treceam prin ea fiecare zi când mergeam la școală. Și acolo am făcut eu, de fapt nu liceu, școala generală, de colegiu. Liceul? Eu liceul l-am făcut la Timișoara, da. Și aici, la numărul 3? Ei, 1-4, 1-4, da. Amintiri. Aia nu-i faină. Asta? Aia am 15. Hai că nu-i rău. Tocmai ce am ajuns aici și am venit repede să inspectez grădina. N-am apucat să mai filmez acum câteva zile. Am venit să pun grădina, hotărâtă fiind să filmez. Știam că mi-am lăsat repiedul aici, deci era totul pregătit. Doar că în momentul în care am ajuns la cabană, am realizat că am plecat fără chei de la cabană. Așa că n-am putut intra în cabană. În curte m-am descurcat să intru, dar n-am putut să-mi iau trepied, fără trepied nicio șansă să și fac ceva și să și filmez. Și foarte bine am făcut că n-am filmat, pentru că am ajuns undeva în jur de ora 2. Am muncit până seara la ora 8 când s-a întunecat afară. Și cred că dacă mai și filmam ceva, nu mai reușeam să termin. Iar acum am venit să inspectez grădina, pentru că a fost foarte frig în ultimele două nopți. A plouat foarte mult și a scăzut temperatura până aproape de un grad. Așa că am venit să văd dacă a murit ceva. Și din câte văd, am doar un fir de castravete care a murit. O să-l înlocuiesc, nu e așa mare problemă. Restul pare că arată bine. Așadar, avem aici zona în care am pus cartofii. Acolo am firul de castravete care a murit. Și am mai pus niște fasole. Am găsit răsaduri de fasole și am zis să pun că am o vagă senzație că am greșit plantând fasole atât de devreme. Cu toate că... Dacă mă uit cu atenție, nu văd foarte bine până acolo, nici nu pot să intru că iaud pământul, dar mie așa îmi pare că e o fasole micuță. Oricum, în zona asta n-am mai pus altceva, însă aici avem roșii, avem busuioc, avem ardei, am intercalat roșiile cu busuiocul și cu ardei. Iar aici, în partea de jos... Am pus tot așa, am și o vânătă acolo chiar în mijloc, iar aici pe partea asta am pus două fire de zucchini. Acolo ce vedeți voi este porumb. Am găsit tot așa răsad de porumb. Eu am luat boabe de porumb, dar am zis că dacă tot am găsit răsaduri, să nu mai chinui și să nu mai aștept atât de mult după el. Aici la fel avem același layout cu roșii, ardei, vinete. Iar acolo n-am apucat, pentru că era pământul foarte, foarte uscat și n-am reușit să sap zona aia și să scop bruienile. Am zis că numai bine, dacă plouă zilele astea, urmează să mă ocup cât de curând. Dar am plantat și acolo roșii printre bruieni, așa că am dat cu sapa să le fac loc. Și cred că încă o vânătă am mai pus acolo. Iar în partea asta din lateral, unde avem un pic mai multă umbră, aici am pus conopidă, varză roșie și broccoli. Și cred că atât. Iar asta, dacă nu mă înșel, e țelina. Deci da, cam asta am făcut eu zilele astea. Acolo iarăși a crescut foarte multă buruiană, trebuie să mă ocup și de ea. Și voiam să vă arăt lăcrămioarele, pentru că am avut o surpriză extraordinar de plăcută când am văzut că am curtea plină de lăcrămioare. Astea sunt puține aici, o să vă arăt că am un covor în partea alaltă. Ești ok, Andrei? și astea nu știu exact ce sunt, arată așa ca niște clopoței. Dacă știți voi, lăsați-mi mai jos în comentarii, dar mă bucur de fiecare dată când descoper că mai apare câte o floare în grădină. Asta e avantajul atunci când cumperi o casă în care oamenii au plantat de-a lungul anilor tot felul de lucruri. Noi, cum am luat în iarnă, nu am știut. Așa că e surpriză pentru noi. Te-ai apucat de șocă? Da. Astăzi am senzația că facem fix ce am făcut în ultimele două vloguri la cabană, pentru că mai avem o sobă de spart, asta e mult mai micuț, o să vă arăt imediat. Și eu mai trebuie să spăl odată lambriurile, pentru că le-am spălat, apoi am dărâmat soba și s-a făcut praf peste tot, deci mai trebuie să le spăl încă o dată. Acum haideți să întorc camera să vă arăt covorul de lăcrămioare din curte. Ia uitați cât de multe sunt aici, nu-mi vine să cred, sunt înflorite câteva aici, o zonă cu mai multă umbră, pentru că sunt copacii ăștia.
uriaș. Cred că ultima oară când i-ați văzut voi, abia dacă le dădeau frunzele, iar acum sunt plini, plini de frunze. Și ăsta e un tei, tocmai ce mi-am dat seama de treaba asta, așa că sunt foarte bucuroasă că o să pot să beau ceai de tei de la mine din curte. Aici avem căpșuni sau fragi, nu știu exact ce sunt, și toată zona aia de acolo de sus e plină de lăcrămioare. Am zis să încep vlogul ăsta cu un scurt tur al curții, să vă mai arăt ce s-a mai întâmplat între timp, pentru că în casă vă spuneam că o să facem fix același lucru pe care l-am făcut deja, nici nu cred că o să mai filmez mare lucru, că ne-ați văzut deja, spălând lambriuri și demontând teracote. Ai dermat-o? Voiam să le-o arăt, da? Care? Da, asta? Late, da. Păi, e mult mai mică decât cealaltă, deci nu va mai avea Andrei așa de mult de lucru. E mult mai mică și soclul ăla, din nou, e și el, cred că jumate, dacă nu chiar mai puțin, din celălalt. Da. Deci port la treabă, dragă. Mersi, dragă. Deci mă duc și eu să spăl lambriurile. Discurile alea, cred că au 10 kg bucata. Păi de fontă. Da. Deci nu cred că o să mai filmez mare lucru, ne auzim când ne terminăm treaba. Am terminat de spălat lambriurile, Andrei a terminat și el de spart soba, a fost mult mai ușor în camera copiilor de spart soba decât cealaltă. Data trecută ți-a luat cât ți-a luat puiule? Câteva ore? Acum, cred că jumătate de oră ai fost gata, așa e mai mult a luat să facă curățenie. Dar, da, ne-am mișcat bine astăzi, chiar dacă am avut foarte puțin timp la dispoziție. Acum Andrei a început să facă curat aici, am deschis și în spate și voiam să vă arăt, cu ocazia asta am văzut și noi ce e aici, în camera tehnică ar veni asta. Aici n-am apucat să debarasăm, miroase foarte tare amucegai înăuntru, e singura încăpere în care miroase amucegai, poate și din cauza faptului că a fost iarnă, n-a fost aerisit deloc. Nu știu ce să zic, dar e o cameră suficient de mare cât să poată fi un soi de she shed. Nu știu dacă sunteți familiarizați cu termenul din engleză. E o cameră pentru doamne, cum este man cave, camera de distracție a bărbaților, și shed-ul este o cameră în care doamnele pasionate de grădinărit pot să-și planteze flori, să-și pună răsaduri. E exact, exact ceea ce eu îmi doresc. Și poate fi folosită și ca și cameră de oaspeți pe viitor, dacă avem un plan. Chiar am citit un comentariu, nu mai știu dacă la ultimul sau la penultimul video, o doamnă mi-a citit gândurile, pentru că exact asta mă gândeam să fac. Te-ai apucat de făcut curat aici? Păi da. Că trebuie. Da. Că nu știu bine să pun mâna, am impresia că pe orice pun mâna dau de mai mult gunoi. Na, așa, încet, încet le-o face pe toate, dragă. Vezi că trebuie să fie aici undeva grebla aia de... Am pus-o. Nu. Ai pus-o? Ar trebui și adunate frunzele astea, cred. Da? Ar trebui adunate frunzele. Ar trebui, dar nu acum. Poate mâine. Îi punem pe copii să facă asta. Da. Păi, eu pământul ăsta din saci un răstorn pe aici, că nu... Nu știu ce să zic, dar oare de ce e pământ în saci? Nu știu. Eu cred că e, nu știu, a nu, saci de azot. Mă uitam ce scrie pe ei, pământ. Vezi că ăsta nu-i pământ, pământ. Dar ce? Nu știu, s-ar putea să nu fie pământ, pământ. Eu zic să nu-l arunci pe aici, că nu știm ce e. Ăsta nu știu ce e, ăsta de care sunt legate, sunt altceva, nu știu ce. Nu știu, eventual mutei dacă vrei, dar trebuie să-l întrebăm, numai acum nu e un moment potrivit. Acum nu e un moment, da. Poate sârma aia e bună, să știi, să nu arunci. Dacă vrei, bag-o înăuntru, dacă vrei să nu stea pe aici. Am sârmă, uite și câte sârmă. Păi, nu știu niciodată, mie îmi trebuie tot timpul în grădină. Sârmă? Da. Pune-o în camera tehnică. Nu o lăsa aici, că aici arată urât. Așa, în camera tehnică nu ne încurcă. L-a rugat pe Andrei să-mi aducă una dintre noptiere, pentru că am emoții foarte mari. S-ar putea să ne încurce patul destul de tare și vreau să văd cum se încadrează. Ia mut-o până în capăt, până în colț. Așa, și acum atrage tăblia până în ea. Știi că nu stă. Păi normal că nu stă, o să punem substrat și mocheta și după aia o să stea, o să vezi. Așa. Stai că nu te văd de dulap.
Nu-mi dau seama. Până unde... Deci ai pus... Ai pus... Aoleo! Ce? Păi vine până în ușă. Nu vine până în ușă, vine până aici. Ei, da. De tot până în ușă-i. Adică... Și s-ar putea să vină... După când aduc eu aminte, o să vină până aici? De ce? Nu... Nu, că am măsurat. Nu, 2 metri nu vine. Vine până pe aici. Până pe aici, așa. Aici? Cam așa, da. Păi, ce? Dacă mă întind eu cât până acolo. Dacă vrei, adu una din laterale, să vedem. Dacă pun acolo, păi, aici n-am cum. Pune unde? Acolo, ca să vină... Păi nu înțeleg. Păi nu, că noi aici trebuie să vedem pule, că acolo nu ne încurcă, aici ne încurcă. Trebuie să pun pe wide, dar... Nu-i. Deci ai pus-o? Vine și capătul. Aoleo. Nu e bine. Nu e bine deloc. Dulapul să intre, dar vreau să pot deschide ușile. Nu, că dulapul e mai îngust. Nu, problema nu e dulapul, problema este... Că nu poți să treci de pat. Păi nu, o să trece prin pat. Altă soluție nu e. Vai. Sau să mutăm patul acolo. Dulapul aici, patul acolo. Mai. Numai că atunci... Ba nu, că merge. Ba nu merge, nu mai poți deschizi geamul. Da. Nu, nu, eu ți-am zis că ăla e singurul perete pe care poate să intre patul. Doar că patul este... De fapt, orice pat am fi luat, și dacă am fi luat un pat mai mic... Bine, nu, problema e că patul e lat și că vine, mai rămâne, de fapt nici nu rămâne atâta loc, că aia vine în față, da, în fața lui. Aoleu, e grav. Da, puiule, dar n-ai pus-o până în capăt, tăblia. Uite cât spațiu mai e acolo. Mă sperii degeaba. Ăia... 5 centimetri. Păi și 5 centimetri, când nu-i ca și cum... Păi 5 centimetri, mie mânca pe piciorul în 5 centimetri. E, altă viață. Altă viață. Ia uite cum trec pe aici. Vrei să aduc și picioarele ca să vezi că nu mai treci? No. Asta e, ne descurcăm cu ce avem. Nu, păi ți-am zis, eu din partea mea, dacă putem deschide ușile la dulap, e ok, că ne urcăm direct de acolo în pat. Nu, adică nici ca și cum trebuie să ce? Să treci unde? Da, bine așa, na, ca și aspect, știi? Ca și aspect, ăsta nu-i pat de... Cabană. Din cameră asta-i, din asta. Ăsta e pat de mansion. Nu, adică... Asta era clar că au pus domnii, două paturi cap în cap acolo și ia că ai spațiu. De alea, de o persoană, cap în cap. Rămâne așa și ulterior o să cumpărăm un pat mai mic, de 1,60. Și luăm un pat supraetajat și ne punem acolo, avem și economisim spațiu de numai, da. Dormim și unul deasupra celuilalt. Da, fix. Și după aia jucăm fotbal aici, avem la spațiu de numai. S-a lăsat un frig de numai, e 7 seara, în noaptea asta o să fie foarte frig, o să fie un grad dimineața la ora 6-7 și sunt un pic stresată cu plăntuțele mele, sper să nu mai moară niciuna, până acum am doar un castravete damage. O să vedem, o să revenim aici la cabană și mâine, deocamdată mergem acasă, dar nu la noi acasă la părinții mei, unde ne așteaptă tata cu mici. Și sunt și copii acolo, așa că seara asta o să o petrecem în familie. Mi-e o foame și un frig și abia aștept să mă fac comodă. Se vede, se vede, fain. Și acolo am pus. Am crezut că deschide mama. Ah, dar nu suntem. Bucătar șef, la mici. Ciao. Mă tai de viață. Ți-am adus niște lăcrămioare de la mine din curte. Mulțumesc! Mă, ce frumos, miroase! Mai luat și o sticlă de lapte, da? Că m-am gândit, zic, ce să-ți aduc? Miros tare frumos. Le-am mirosit acum și zic la Andrei, miros a detergent. Deci Andrei, bă, cum am ajuns, zicem că lăcrămioarele miros a detergent, când de fapt detergentul miroase a lăcrămioare. Dar le mirosim așa de rar că avem senzația că... Da. Lăcrămioarele miros a detergent, nu invers. Ce bine miroase.
Dar ce bine miroase aici? Mici, mici. Mici, la grătar? Da. Mici. Pe aragaz? Mm-hmm. Da, dar tigaia asta se fac mai fain decât la grătar. Serios? Mm-hmm. Abia aștept să mănânc, că sunt leșinată. Tot timpul mă ia foame acolo. Ia uite la tatăl tu. O pus 10 feluri de farfurii pe masă, parcă n-am avea la fel. Nu trebuie, așa e mai fain. Eclectic se cheamă. Cum se cheamă? Eclectic. Cum ești cu ochii? Bine, văd prea bine. Mama s-a operat la ochi. Acum cât ai? O lună și ceva la primul și 3 săptămâni la al doilea. 3 săptămâni la asta, 6 la asta. Da, hai să vă fac muștarul cu ulei, așa cum îi fac ăștia la terase. Cu ulei? Da. Opriți planeta. Copyright. Asta nu-i fier, da? Nu cred că e fier, nu. De la cine l-ai luat? De la casa cu faianță, cum i-ai zis. Da? Da. Te știa doamna aia. M-a întrebat cine e mama ta. I-am zis, cum să nu știu? Zic, da, toată lumea știe pe mama. Da. Cine o fost, baba sau? Amândoi. Aia tânără sau aia? Cred că e părea mai tinerică un pic. Ah, da. Doamna profesoară. Doamna profesoară, da. Că mi-a zis domnul că ea e profesoară. Și bărbatul tot e preot. Da. A, și bătrânul era... Nu bătrânul e soțul ei. Nu, soțul ei așa la... Cam ca tată tu. Mhm. Uh-huh. Da. Nu, era un domn mai în vârstă. Și el o strigat-o. Da. Primul lucru mi-a zis că ea e profesoară. Da. Da, simpatic a fost. Da, într-adevăr, ea e profesoară, da. Na, noi mai pierdem laptele și facem mâine ceva bun cu lapte, uh-huh. Sunt vin să mai miei așa cu sticlă, că uite, acum o pierd. Păi am reperat casa, de acum pot să-ți iau. Așa, pui ulei de măsline pe... Pe muștar să subțiem un pic, da. Da? Uh-huh. Ce bine arată. Dar astea-s fără ulei, nu? Făcuți. Nu, numai ce-o lăsat ei. Mm. Au venit și copiii. Auzi, pe nene mi-ai luat ceva? Am luat ceva la ginerit. O bere. Ieftin. Da, 3,50 lei. Merge. Merge cu micii. Dar uite ce frumos a transpirat așa sticla. E perfectă. E perfectă. Știți ce aveai nevoie după altă sobă pe care ai spart-o astăzi? Da. Hai că asta s-o spart singură. Aproape că m-am uitat la ea și m-am spart singură. Și de asta. Hai, de stai. Mărgele? Da. Da. Făcută de tine? Uh-huh. Păi da, trebuia să-ți faci reclamă, nu? Drabaștine. Să trăiți. Maia! Da? Nu zici tu ceau? Da. Când te stai acolo zici că ești fericită. Cine e? Păi oricum așa. Cine e? Asta crede că vorbesc cu cineva. E lumea. Hai, vine, vine la lumea. Hai, noroc, vine. Cine v-a găsit? Filmează, da. Și am mâncat și ne-am pus la povești și nu ne mai dăm plecați la somn, e ora 10:30. Eu am plecat, noapte bună. Somnușor, zici că ești... Cine ai zis că e mama cu ochelarii? Stevie Wonder. Stevie Wonder pleacă la somn. Așa dorm cu ei la ochi? Ei, dorm cu ei la ochi. Dar îi mai ții la televizor că mă dor ochii. Da. E prea puternică lumina. Dintr-o dată vede HD. Și pe Stevie Wonder de la casă lumina. Hai la somn. Hai, să-mi iau laptopul, să mă apuc de editat mâine dimineață. Că hai să nu mai am chef. Am luat tot. Rucsacul meu, știam eu că lipsește ceva. Da, telefonul voiam să-l caut, dar e la mine mână. Ne vedem dimineață. Da, da. Da, iar sus. Ne vedem dimineață. Somn ușor. Prâslea. Aici dorm cu bunul? Da. Și Maia, tu? Dorm sus. Cu Pica? Okay. Și Bunu? Nu te-am văzut aici. Somn ușor, tati. Mulțumesc. Somn ușor, copii. Bună dimineața! Am plecat cu tata să luăm mochetă pentru că am nevoie de mașina lui mare, doar că mașina este bocnă. Am ghețat azi noapte. Mă duc în casă? Da, da. Până se dezgheață. Nu ne așteptam la treaba asta. După ce au fost 30 de grade zilele trecute, cine se mai aștepta să înghețe mașina dimineața și să trebuiască să bărberești la ea? Gata! O struma azi noapte. Da.
ghișurile. A? Închidează ghișurile. Încet. La muzică. Zici că au înghețat săgișurile? Da, roșiile, cartofi, tot au înghețat. Ai mei n-au ieșit cartofii încă. Ai noroc. N-am fost așa harnică. Ai noroc. Doamne ajută. Mergem la Dedeman. Hai la Dedeman. Să cheltim bani. Deci așa am senzația că sunt într-o buclă de timp, că fac aceleași lucruri. Spălat lambriuri, dărâmat sobe, mers la Dedeman. Numai asta am făcut în ultimele zile. Mai sunt și zile din astea, vezi, de mâna mea, tata. Mai sunt și zile din astea, nu e tot timpul... Soare minunat! Astăzi, da. Dinți! E un frigider, eu nu știu de ce. Mi-am luat, am pe mine o... Nici nu se poate numi geacă chestia asta, e un fel de sweater, de blugi și un rolling și mai am și mai o pe dedesubt. Dar e foarte, foarte frig. Câte grade zice? 3? Aici arată 3, da. Da. Arată cu unul în plus. Ce se aude acolo în spate? Strongă-ne ceva. Strongă-ne ceva. Așa mergem până la cabană. Nu că punem mocheta, poate nu mai strongă-ne. Cum o să-i malul lor curățat? Lor pregătită, ca lege. Da, frumos. Frumos Lugojul. Foarte frumos. Au renovat și clădirea asta. Mi-amintesc clădirea asta, că treceam prin ea fiecare zi când mergeam la școală. Omul cu pușca. Omul cu pușca, da. Și era toată dărăpânată, ți era și frică să treci prin ea. Ghetou, da. Foarte frumos arată. Școala de muzică, primăria. Și imediat o să vă arăt unde am făcut eu liceu. Cred că nu v-am arătat niciodată. Biserica, cum se cheamă asta? Cu două turnuri. Cu două turnuri și acolo am făcut eu. De fapt, nu liceu, școala generală. Colegiul. Liceu. Eu liceul l-am făcut la Timișoara, da. 5-8 la HDU. Și aici la numărul 3? Ei, 1-4, da. Da. Toată ziua eram aici la biserică. Foarte frumos, au renovat biserica. Platanul acolo? Platanul, da. Frumos oraș. Adică are o grămadă de potențial. Păcat că nu se investește. Ultimii 4 ani au fost cei mai urâți ani. Da. Universitatea, aici e tribunalul. Universitatea Fredian. Universitatea și al doilea pod pe partea aia, dar noi mergem înainte. Uite acolo, poarta deschisă. Aici? Mi-am 12 ani jumate. Armata. Militarie. De caschetă. Aici veneam cu mama, îi aduceam pachet când era de servici. Mai știi? Da. Ce mică eram. 4 ani, 5 ani, cât aveam? Când veneam cu mama să aducem pachet. E la armă? Când da? Era de servici la porta, da, da. La punct control? Da. Știu. Eu mai știu. Eu știu numai când ai venit atunci, accidentată. A, vezi, eu aia nu mai știu. Când a dat. Mașina peste mine? Da. Mm. Aia de la pagina aurii. Da, da, da. Amintiri. Multe amintiri aici. Numai noi la Dedeman. La prima oră au deschis de 7 minute. Matinal suntem. Cărucior din ăsta n-am luat niciodată, dar cred că de asta avem nevoie pentru mochetă. Care zici? Aia e mai groasă? Da. Da, aia e termo. Cealaltă. Ce înseamnă? Poziție rece la picioare, nu? Izolează mai bine. Rozul nu mai are. Și asta e gri, dar nu gri, nu? Da, păi dacă nu este aia, o luăm pe asta. Ce? Aia nu-i faină, nu? Asta? Asta? Da. De ce nu-i faină? Nu-i faină, de nu. Gata, avem mochetă. Acum să vedem cum o băgăm în mașină. Hai, că ne descurcăm noi cumva. Da, trebuie. Musai. A intrat până la urmă și am și eu loc. Cred că pot să stau acolo, în dreapta. Poți cu ăla sau te ajut? Poți. Mă rog că e ușoară.
Ce bine e să ai mașină mare. Ce e fain. E fain, da. Ce vorbești? Că... Dar tu vezi acolo, de ea? Da, eu văd. Centura mai trebuie să mi-o pun, cumva. Da. Hai că nu-i rău. Și acum, în sfârșit, pot să stau și eu ca omul înapoi, către casă. Îmi ciucui porție de mâncare la tera. Trebuie să ridic scaunul. De unde îl ridic? Pe partea asfaltă? Ne vedem acasă. Da. Am ajuns acasă, ne-am pus direct la masă și ne pregătim să plecăm. O să mergem și o să continuăm astăzi cu un alt video, așadar o să-l încheiem pe acesta aici. Vreau să vă zic două vorbe legate de mochetă. Am văzut în comentarii că multă lume mi-a zis că nu e ok mocheta, că nu se mai poartă. Da, eu știu toate lucrurile astea, doar că parchetul ar fi fost categoric cea mai bună variantă, numai că ar fi trebuit turnată o șapă, ne-ar fi încurcat cu ușile și ar fi și durat toată treaba asta mult prea mult. Ar fi trebuit schimbate și ușile ulterior, lucruri care trebuie făcute cândva, doar că nu acum. Acum vrem să facem acolo să fie util spațiu și să ne putem bucura de sezonul ăsta, pentru că altfel ne-am fi întins cu siguranță cu renovările toată vara și ar fi trecut anul fără să ne putem bucura de spațiul ăsta. Da, la primăvară, la toamnă, o să vedem. Ideea este că deocamdată vom pune mocheta, am înțeles că e cea mai bună variantă atunci când există umezeal acolo, pentru că am luat și un substrat care se pune dedesubt și în felul ăsta nu ține umezeala și nu există riscul, adică are cel mai mic risc să mucegăiască. Sper să fie în regulă. Una peste alta e important să avem pardoseala să fie ok și să ne putem face treaba. Așadar o să încheiem vlogul ăsta aici. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut. Abonați-vă și la canal în cazul în care n-ați făcut-o încă și noi ne revedem în următorul. Până data viitoare, v-am pupat, aveți grijă de voi, pa, pa!